Salutare! Bine v-am regăsit la vlog. Cu voi este Dani. Astăzi, 21 februarie, o să vă prezint ce iepuri mai am. În total 19 bucăți. Le-am făcut curat, le-am pus apă proaspătă. Aici avem o femeluță de 3 luni californian original. Producție proprie, femelă de 3 luni. Pigment destul de frumos. Și ureche și coadă. Au hrănitoarele goale, din motiv că au mâncat tot, îi dau cu măsură, cum este normal. Aici avem californiaca, cea bătrână, are un an și vreo 3-4 luni, nu mai știu exact. Californiaca are aproape 5 kg. Aici mai avem încă o femeie de californian, original. Și aici încă o californiană originală de 3 luni și a tot cu primul frumos. La 3 luni iar 2,9 kg, cealaltă 2,8 kg. Da, deci pe rândul de sus avem doar californience. Aici avem o femelă metije californian cu albastru vienez, femelă mare de 6 kg, cu 6 pui, care weekendul viitor, respectiv sâmbătă pe data de 3 martie, o voi da, va veni un băiat și o va lua cu tot cu pui. Deci acesta este ultimul vlog în care apare. Aici avem doi pui cu probleme. N-are rost să vi arăt și cu clipiți. La ochi le mai dau cu niște picături, la picioare am încercat să-l dau vitamina E, n-a mers. Asta este, eu nu îi pot omorâ. Nu se chinuie, pot mânca, își fac nevoile, n-au probleme. Ce se va întâmpla cu este decizia lui Dumnezeu, dacă vor crește, îi voi sacrifica, dacă vor muri, vor muri. Însă v-am spus, eu nu îi pot lăsa să moară. Am încercat să-i fac tratament pentru picioare, însă n-a funcționat. Oricum, nu vor fi vânduți, pentru că nu am cum să vând așa ceva. Deci aici e de sacrificare. Aici avem vieneza cu 3 pui, 2 s-au dat. Trebuie să mai dea încă 2, însă un băiat care azi de mult încă vine că ia o pereche, n-a mai venit. Aseară a venit un băiat, a luat 8 bucăți, două californian, că femeia mare metește californian cu un pui de la ea, 4 femele la 3 luni, da, deci vieneza cu 3 pui. Aici avem vienezul mascul tatuat. Am dat-o și pe cea gri, am dat foarte mulți țipuri de la în ultima perioadă. Californianu. Și aici avem pe cea pestriță. O femeie de 7 kg, montată cu californianu. Da, deci mai am 19 iepuri. Urmează să-i dau pe aceștia weekendul viitor. Aceștia fiind 7, fiind 7 aici, deci nu mai rămân 12 iepuri, respectiv 3 femei californian pentru toamnă, ea va mai fi o dată montată. Mai rămân pentru matcă 3 femei californian, un masul de californian, o pereche de vienezi și femeia pestriță, cea mare. Aceștia vor fi sacrificați, cei doi cu probleme. Iar cei 3 pui de la vieneză, dacă se vor da bine, dacă nu vor fi și sacrificați de Paște, cât de curând nu mai ce sacrifica, s-au dat toți. Deci de la vreo 38 de iepuri am mai ajuns la 19 în prezent și urmează să ajung la 12. Într-o lună am vândut foarte mulți și banii vor fi investiți. În ce? Veți vedea cei care mi urmăriți canalul. Cu voi a fost Dani, afară mai am niciun iepure, cuștile sunt goale, curățate,
Cum voi a fost, Dani, până la următorul vlog, nu uitați de like, share și subscribe.